ce tu m-a primit vestea? Foarte bine. Unde va merge Cristi toată după ce e aici? Să vedem ce interdicție are și cum a stabilit. Unde te speriți următoarea perioadă? La postul de copil. El va lipsi cel mai mult, Patrick? Vă așteptați la o asemenea decizie, domnule Ceacă? Mai sperați să mă fiți pus în libertate? Mai sperați să mă fiți pus în libertate, domnule Ceacă? Credeți mie să rămâneți liber? Sperați la o achitare? Imediat cum a ieșit de pe porțile penitenciarului, Cristian Cioacă a făcut prima oprire la poliția din Pitești, unde de altfel a și lucrat până să fie arestat. A anunțat că merge la mama lui în localitatea Albota, unde se afla și copilul. După ce a semnat hârtiile, Cristian Cioacă a plecat spre casa părintească, unde a poposit doar pentru o jumătate de oră. Apoi și-a luat băiatul și s-a întors la Pitești, la apartamentul său, unde a rămas peste noapte. Noaptea fiind un sfeșnic bun pentru fostul polițist, de dimineața acesta a dat primele declarații pentru presă. Mulțumesc pentru interes, dar o să vă rog, și pentru că știți că am interdicție de a avea orice fel de discuții cu dumneavoastră, să respectați acest lucru. Și atât, da? Încetați și cu asediul ăsta, da? O să vedem cum merg să-l mi se stabilească, da? Deci vă rog, respectați lucrul ăsta, înțelegeți-l. Credeți că s-a făcut dreptate oarecum? Deși trebuie executată, decizia privind eliberarea lui Cristian Cioacă nu este definitivă. Avocata familiei Ghinescu a anunțat deja că o va ataca la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar până la luarea unei hotărâri, fostul polițist este liber. Procesul în care Cioacă este acuzat de omor și profanare de morminte continuă, însă cu inculpatul sub control judiciar. Asta înseamnă că fostul polițist va trebui să respecte condițiile puse de instanță, ca de exemplu să se prezinte în fața magistraților ori de câte ori este citat, să înștiințeze autoritățile cu privire la schimbarea domiciliului și să nu ia legătura cu martorii sau părțile în proces. Până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, ca urmare a punerii în libertate, urmează să fie pus la dispoziția unității și să îndeplinească sarcini prevăzute strict de șeful unității. Acesta nu are dreptul de a purta armament și nici de a desfășura activități de cercetare penală. Se poate întoarce oricând la muncă. Se va întoarce la serviciu în urma dispoziției șefului unității. Cristian Cioacă, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, a fost pus în libertate după ce un complet al Curții de Apel Pitești i-a admis cererea de ridicare a arestului preventiv. Fiind executorie, în baza noilor modificări aduse codului penal, hotărârea a fost pusă imediat în aplicare.